Bate vântul schimbării în Biserica Română. Mitropolitul Clujului, una dintre cele mai influente voci, vrea să unifice Paștele, catolicii și ortodoxii, să celebreze învierea în același timp. Într-o țară în care 8 din 10 locuitori sunt ortodoxi, ideea a pornit de la doi oameni de cultură apropiați bisericii. Controversatul arhiepiscop al Tomisului se opune vehement, în timp ce Patriarhia lasă discuția deschisă. Ideea a pornit de la fostul ambasador al României la Vatican, Teodor Baconschi, sprijinit de filologul Adrian Papahagi. Cei doi oameni de cultură cer schimbarea datei sărbătorii pascale. Actualul calcul din calendarul iulian este catalogat de ei drept relicvă a războiului rece. Și un decalaj supărător pentru mulți români care locuiesc în Occident. Lor li s-a alăturat astăzi mitropolitul Clujului. Ar fi minunat dacă s-ar reuși lucrul acesta să se treacă pe stil nou și cu sărbătorile pascale, pentru că celelalte sărbători cu dată fixă le ținem pe stil nou. Și Crăciunul, și dacă am sărbătorii pe stil nou, Sfânta Lumină ar coborî datorită credinței noastre. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, nici nu vrea să audă însă. Au catolicii Sfântă Lumină? N-au. Au alții? N-au. Au lumină materială. Lumina care coboară la noi e realitate, nu-i simbol. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei nu exclude varianta celebrării învierii la comun, despre care bisericile creștine vorbesc de mii de ani. Disputa va fi tranșată după întrunirea sinodului panortodox, adică a tuturor liderilor bisericilor ortodoxe. Ultima a avut loc acum 7 ani, după mai bine de un mileniu de întreruperi. În prezent, data Paștelui ortodox se schimbă anual. Trebuie să cadă în duminica imediat următoare, lunii pline de după echinocțiul de primăvară și neapărat după Paștele evreilor. Nu trebuie să existe însă diferențe între lumina de la Catedrala Patriarhală și lumina din orice cătun în care trăiesc oameni frumoși și credincioși. Până la noi, ordini ortodoxi au intrat astăzi în săptămâna patimilor. Detaliile pentru slujbele religioase din ultimele zile de dinaintea învierii și pentru aducerea luminii sunt bine stabilite. Lumina Sfântă va ajunge de la Ierusalim la București în jurul orei 18:30. Candela adusă de Arhimandritul Teofil va ajunge aici, pe Colina Bucuriei, unde va fi întâmpinată de Patriarhul Daniel. Iar de la ora 24, focul sfânt va fi împărțit tuturor credincioșilor de la slujbă. Lumina care aduce vestea învierii va ajunge apoi în fiecare parohie din țară. În noaptea de înviere, înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va aduce lumina pe mare. Va coborî aici, în portul turistic Tomis, apoi va porni în procesiune pe faleza cazinoului. Echipa Observator va transmite în direct ceremonia pogorârii luminii de la mormântul sfânt din Ierusalim într-o ediție specială.